puf, stăm aici și edităm, după cum puteți vedea, e foarte alintată. Of, toată dimineața asta lipită de mine, e tare simpatică, ia uitați-vă la ea ce drăguță e, da. Îi place mult când îmi pun pădurica pe mine pentru că îi place să o bălească, v-am mai zis eu de puf și plăcerea ei numărul 1, să bălească lucruri și eu o învelesc așa, o pup, o iubesc și ea stă ce poate să facă. Ceasul este 1:05 din câte văd eu și sunt cu laptopul aici în brațe. Tot laptopul prietenului meu, pentru că laptopul meu încă nu a ajuns. Și m-am gândit să încep vlogul, să vă zic ce fac, exact acum editez. Termin de fapt de editat clipul, pun la exportat ca să pot să-l încarc. Și să fie gata pentru astăzi, abia aștept să-l postez. Îmi place mult ce aici. De fapt mi-au plăcut cam toate vlogurile, vlogmăsurile mele cu mici chestiuțe. Eu sunt mulțumită până acum de ce am reușit să fac pe partea asta de vlogmas. Și voiam să vă spun cum mi se pare masca pe care am folosit-o aseară. După cum puteți vedea, fața mea arată bine, e curată, e drăguță, mi-a lăsat tenul mișto. Un singur lucru sincer mi-a displăcut și anume faptul că s-a curățat foarte, foarte, foarte greu. Deci extrem de greu. Pentru masca asta ai nevoie de genul ăla de burețel de celuloză cu care să o îndepărtezi, altfel nu prea ai nicio șansă. Eu a trebuit să vin cu burețelul meu coniac și să o dau jos pentru că pur și simplu era lipită de față, pur și simplu, zici că se contopise cu fața și era acolo, stătea acolo, nu mai avea de gând să plece nicăieri. Da, asta m-a deranjat, dar data viitoare când o să o aplic o să fiu pregătită pentru treaba asta. Deci mi-a plăcut, o recomand, îmi place masca aceea. De asemenea, mi-am dat seama că n-am reușit să vă dau informații despre albumele acelea pe care vi le-am arătat acum două vloguri. Cred că cu două vloguri a fost. Adică eu v-am arătat albumele, v-am povestit acolo câte poze, cum arată, bam, 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 dar nu v-am povestit de unde puteți să cumpărați așa ceva și am primit multe, multe întrebări. Așa că urmează să fac chestia asta, să vă povestesc, dar voi face asta după ce o să fac pozicile, ca să fac și postarea de Instagram, să vă dau și acolo informații și vă povestesc și aici în vlog. Așa că nu vă temeți, de data asta vă zic mai pe larg, e vorba oricum despre o aplicație pe care puteți să comandați, e destul de simplu, în fine, o să vă arăt, poate intrăm în aplicație și mimăm un album, dar e simplu, după cum vă spuneam. Astăzi, după cum v-am bătut la cap de câteva zile, urmează să mergem în Deichmann ca să ne uităm de brăduț. Și am fi mers acum în prima parte a zilei, însă trebuie să vină curierul. Am vorbit cu el și zicea că trebuie să vină la ora 3 sau 4, așa că cu siguranță nu aveam timp să mergem să ne și întoarcem, pentru că pe lângă brăduț și pe lângă faptul că Dedeman nu e în cealaltă parte, cealalt capăt al orașului, cred că, nu știu, cred că e departe de 96% din populația Galațiului, Dedemanul nostru, groaznic. Așa, pe lângă asta nu trebuie să mergem doar acolo să luăm brad, trebuie să mergem să căutăm și instalație și beteală, după cum vă spuneam, așa că probabil ar dura. Și chiar n-am chef să fiu, nu știu, la ora 2:30 în Dede m-am căut în braț și să mă sune curierul că, să știți, sunt al dumneavoastră la ușă, adică nu. Și azi chiar vreau să-mi ridic laptopul, chiar nu mai pot să stau fără el, ca să mă puc și eu să văd de treabă cu laptopul meu mic, ăsta e atât de greu, are nu știu câte chile, nici pot să ridic o mână, deci nu pot. Al meu e mic și compact, într-adevăr e mai greu cu editarea pentru că ecranul e mai mic, dar e laptopul meu și îl iubesc foarte mult. Mi-e dor de tine, laptop, în caz că te uiți la acest vlog. Grumesc. Așa că da, stăm acasă până vine laptopul și după ce vine plecăm la Dedeman. Așa e planul, ăsta e planul, așa am gândit situația. Și să vedem, v-am zis și cu instalații și cu beteală. Nici nu știu cum să fac, sincer, v-am zis că n-aș vrea să mă car de la Dedeman cu bradul, să merg în alte magazine, mă gândeam să facem asta înainte, dar apoi mă gândesc dacă au un Dedeman instalații și chestii, cred că ar fi cazul să arunc un ochi pe site-ul lor, ia stați să intru și să vedem. Poate au ceva drăguț la prețuri bune, deși mă gândesc că au mai multe de astea de băgat în priză. Eu nu vreau, eu vreau cu baterie. Da, și cam asta ar fi. Sincer, nici nu știu dacă vreau să mă machiez. Chiar mă gândeam. Parcă nu prea am chef. Nici nu știu. Deși aș vrea să testez rujul la mov și eu am chef așa un pic să mă aranjez. Vedeți că sunt ciufulită, nici nu mi-am desprins părul. Am încă împletitura aceea. Cam așa arată dimineața. Ia să căutăm instalație cu baterie. Să vedem dacă așa îmi dă ceva. Cam scumpe totuși. Și foarte mari. 11 metri. Asta e mult, nu? 11 metri. Eu nu le am cu distanțele. Absolut deloc. Asta e ghirlandă. Da, e drăguț. Nu știu, nu știu ce să fac. O să mă consult și cu prietenul meu să vedem ce spune și el. Da, eu ce am de făcut astăzi este să termin aici cu clipul, să rezolv ce am de făcut pe clip. Să-l pregătesc ca să fie gata de postat, poate îl și programez ca să nu mai stau cu grijă să uit de el. Că mi s-a mai întâmplat, eu încerc să postez la 5, dar dacă sunt plecată, mi se întâmplă să postez și mai târziu. Nu știu ce am, nu știu ce am de străguște, nu mă întrebați.
Așa, după aceea vreau să fac poza aceea la album, să le fac poza, am o idee drăguță de o poză să postez pe Instagram. O să scriu acolo și un mic, o mică descriere, un mic texturez ca să vă dau detalii despre cum puteți să faceți și voi rost de aceste albume, fiindcă mai e timp până la Crăciun. Parcă venea un album între 7 și 14 zile, ceva de genul, pentru că trebuie să-l facă, vă dați seama. Dar mie mi-a ajuns mai repede, cred că mi-a ajuns într-o săptămână. Sau mai puțin, mă refer nelucrătoare. Da, nu știu, sigur, oricum o să vă dau mai multe informații, o să mă uit și eu din nou să verific. Și vă zic și aici pe vlog, asta vreau să fac după ce fac poza, stăm un pic jos, vă povestesc ca să știți și după aceea dacă vreți să revedeți informația, puteți să o găsiți pe Instagram. Și cam asta am eu de făcut în momentul ăsta, v-am zis, nu știu dacă mă machiez, dacă nu mă machiez, simt nevoia să-mi pun mai multă hidratare pe față pentru că mi-am pus doar serul de la Rimmel Plan și cremă jurul ochilor. Da, cam asta ar fi de spus. Să vedem cum decurge aici editarea, cât de repede mă mișc. Eu în principiu aș mai avea cam jumătate de oră de treabă aici, așa că o să termin destul de repede. Vreau să și mănânc ceva, fiindcă am mâncat numai fructe. De la un timp dimineața, imediat ce mă trezesc, am poftă de fructe și am mâncat o banană și un kaki. Aș mânca și niște mandarine, dar mai bine mănânc mâncare. Cred că ar fi o idee că mă cam roade stomacul. Ok, poate scap și de vocea asta răguște, vai de mine, mai rău. Și ne auzim mai târziu. Abia aștept să fac poza acelor albume pentru că sunt tare, tare simpatice. S-a făcut 6:30 seara și ne facem în sfârșit curaj să plecăm. Adică eu, că eu am stat toată ziua în pat și m-am uitat la un serial despre care o să vă vorbesc. Este ceva cel puțin bizar. O să vi se pară foarte bizar când toată lumea se uită la Netflix și chestii astea foarte moderne și cool. Eu mă uit la Narcisa Sălbatică și dacă în momentul ăsta vi s-a părut cunoscut, vă rog să-mi scrieți în comentarii înainte să intru în detalii și să-mi spuneți câte dintre voi vă amintiți de serialul acesta românesc, într-adevăr, care a fost dat pe Antena prin 2010, 2011, 2000 cât era. Mi-e super cald. Nu o să rămân, cred că, cu fesul ăsta, dar părul meu stă foarte interesant și l-am pus ca să văd cum stă. Da, deci cum spuneam, ne pregătim să plecăm, m-am îmbrăcat cât de repede s-a putut, nici nu mi-am pus sutien pe mine pentru că e o vizită la Dedeman. O să-mi iau geaca groasă și o să mă rog să nu înghețăm, nu știu cum e afară, dar am senzația că bate un pic vântul, fiindcă dimineața bătea vântul când, adică se auzea. Așa, și mergem la Dedeman, luăm triple sau cum se numesc ele, sper că și un brad și sper că și instalație. Mai mult decât beteală, pe mine mă interesează instalația, nu m-ar deranja un brad fără beteală, dar să aibă două instalații sau o instalație puternică și mișto în el. Nu știu, vede, ne rugăm. Da, hai să mergem, ce să zic, trebuie să prindem, avem două opțiuni de autobuze care ne duc până acolo, fiindcă v-am zis că e la, practic, mama naibii. Așa, și sper să, nu știu, ne întrecem acasă la 12 noaptea, dar în principiu, dacă avem noroc cu autobuzele, cred că o să ne mișcăm destul de bine. Hai să mergem. Am ajuns la Dedeman și nici nu a durat foarte mult. Uitați-l, e acolo. Vedeți? Și sunt foarte mulți brazi naturali afară, dar noi avem treaba aici. Ne mergem în interior. Nu știu dacă o să mă lase să filmez, n-am nici cea mai mică idee, eu o să încerc. Am la mine hanoracul și am buzunar acolo la burtă și o să încerc să bag camera să filmez. Da, dar nu știe nimeni asta. Bun, am ajuns, deci cum spuneam, mergem să căutăm triple chestii, instalații, abia aștept, sincer. N-am mai fost în Dedeman de doamne iartă-mă când. Hai să vedem, țineți-mi pumnii. Am căutat o grămadă și am ajuns la prelungitoare și căutăm ceva mai mic, dar am găsit și cu 3 metri, 5 prize, cum zici, prize, dar problema noastră e că bradul, să știți că vorbesc așa incognito, mi-e frică să nu mai ia pe sus, am găsit doar 4 brazi sau 5 și sunt scumpi și nu vrem din aia și trebuie să mergem să întrebăm dacă ia toți, că dacă toți e fail total, dar hai să mergem. Da, am întrebat până la urmă și cu prelungitoarele am rezolvat, cred că v-am zis. Am întrebat care e faza cu brazii, dacă mai sunt, și ne-au trimis așa secțiunea grădină. Și suntem în secțiunea grădină, dar problema este că bradul pe care îl vrem noi nu-l mai au și nimic mai ieftin. Majoritatea sunt 300-400 de lei și în momentul ăsta nu sunt dispus să dau banii ăștia. Sunt ei drăguței, dar nici nu mi se pare extraordinar și mi se pare foarte scump. Globurile, în schimb, sunt drăguțe și prețuri bune, dar n-avem nevoie de globuri, vrem brad. Da, e tristuț, dar n-ai ce să-i faci. Și acum nu știu ce o să facem, cred că a fost cam degeaba vizita din punctul de vedere al bradului, adică nu cred că o să se întâmple să cumpărăm bradul azi, dar măcar am găsit prelungitoare și sunt tare fericită cu ele, arată super bine și nu știu, sunt gătată din niște prelungitoare, ok? Dar îmi pare rău de faza cu bradul, am întrebat-o de cel de care mi-a spus și voi că de 150 cm la 70 de lei nu-l mai au. Asta e. Am luat globurile astea până la urmă, voiam și un pic de albastru, beteală trebuie să luăm, trebuie să ne întoarcem. Și miroase mâncare de câini de pisici, iu.
Da, hai înapoi la beteală, că am uitat de ea. Am plecat de la Dedeman, am vrut să și mâncăm, dar era închis acolo. Aveau și opțiune de mâncare, nu știu, cred că e prima oară când vin aici, așa că e ceva nou și pentru mine, dar oricum era închis la mâncare, așa că n-am avut șanse, mi-e foame de mai pot. Dar am plecat cu globuri prelungitoare, yes, mi s-a rezolvat în sfârșit problema. După aceea am luat și instalație, globuri, astea vi le-am zis, nu? Așa, și n-avem brad, dar ne-am uitat pe site și putem da o comandă de un brad de 180 de cm. 70 de lei, trebuie plătit prin bancă, așa că mâine vom rezolva situația, așa că nu știu, încă e un mister și pentru mine ce se întâmple. Acum mergem spre autobuz, e pustiuț așa pe aici, e un pic dubios, v-am zis, e la capătul lumii Dedemanul ăsta, vedeți? Da, afară e friguț, e ceață, dar nu-i ger, adică e ok, e blând frigul. Da, mai departe o să mergem undeva să luăm ceva, să mâncăm sau exact ce vom face, dar... Oricum veniți cu mine, dar sunt încântată de globuri și de instalație. Ne uităm în seara asta la ele să vedem cum arată. Am luat instalație cu baterie și mă bucur mult. Încerc să nu fiu super ciudată, dar eu sunt în extaz. Am reușit să prind un autobuz din ăsta mic, de care vă povesteam în vlogurile trecute și suntem singuri din el. Asta să vă arăt, e foarte, foarte mic, e ca un maxi-taxi. Așa arată și vă arăt imediat și în față. E super drăguț, e super fain. Stați că urcă cineva și o să-l stăi, dar e foarte mișto, vai, ce tare. Acum mergem să ne luăm ceva semiș sau nu știu. Hai să-mi dau și eu asta jos, rugă jos. Ah, și tocmai am primit telefon de la Dedeman. N-au anulat comanda, pentru că n-au bradul pe stoc. Așa că Dedemanul cade la capitolul brad. Nu știu ce se va întâmpla, este un mister total, dar mâine continuăm căutarea bradului. Vreau să mergem prin Kik și pe la magazinul chinezesc din Winmart, de la noi, din fostul modern. Am așa un presentiment acolo, vom găsi. Să vedem, eu m-am 100 de lei, nu vreau să dau, vă zic, sunt 150 de lei. Dar mai vedem. Știu, deocamdată mă bucur de călătoria cu acest minibus. Super mega simpatic. Să vă arăt un pic și cum arată orașul, cum e împodobit. E tare drăguț. Chiar arată foarte fain. Am pus așa brăduțe aici, chestii. Portul național și bradul ăla din mijloc. Mă bucur că nu e brad natural, că mai erau dăți în care puneau brazi natural, da, tăiați și era nașpa. Dar așa chiar arată super fain. Uite, s-a oprit domnul ca să vedem. Super drăguț. Am pus prelungitoarele în priză, cum ar fi unul din ele cel puțin, și până să trecem la instalație, să punem baterii și să vă arăt, am zis să mâncăm și am aici un kebab de la barbecue. Nu știu cum va fi, un fel de sandwich cu carne de pui sau mix mi-am luat parcă eu. Și mă rog, cred că vedeți ce e pe aici, trebuie să mănâncă, mi-e super mega foame și o să ne uităm la Narcisa sălbatică. Vă povestesc mai târziu despre ce e vorba. Am terminat de mâncat. Cât am mâncat, mi-am făcut și abona mea la Antena Play ca să mă lea Narcisa sălbatică. Hai să vă povestesc și cu serialul ăsta și pe aceea trecem la globulețe și instalație. E un serial românesc care a apărut în 2010. Imaginați-vă, în 2010 eu aveam... câți ani aveam? Eram mică, rodetă. Deci aveam 13-14 ani când a apărut serialul ăsta. Stați așa să cadru, că nu-i bine ceva. Așa, și m-am uitat la el. E genul de serial care conține și niște scene așa mai... Și la vârsta aia nu mă uitam așa ceva. Eram super rușinoasă și, deși mi se părea interesant și intrigant și îmi plăcea mult actrița principală, Lena Pușcaș, mă uitam, era ciudat, dar am prins o parte mare din el și acum când mi-am amintit am zis să mă uit din nou. Și am început cu două serii așa dintr-o glumă, m-am uitat la un episod, zic băi hai să văd despre ce e vorba, după aia aseară după ce am terminat de editat am zis ia să mă mai uit la un episod așa din glumă și din glumă în glumă am ajuns la episodul 16, episodul are 40 de minute, ne-am uitat și aseară, se uită și prietenul meu cu mine din când în când, dar el nu e foarte, e mai mult, e o telenovelă, e practic o telenovelă, eu nefiind fană telenovele, însă mă uit pentru că nu știu... E ok, intriga. Sunt și momente de-astea mega dramatice și duse la extrem, sunt și momente intrigante, dar îmi place. Este, mi se pare o telenovelă destul de bine făcută și nu vreau să jignesc pe nimeni acum, dar mie una telenovelele din ziua de azi astea românești mi se par o porcărie. Serios, deci pe Antena știu că, nu știu, abia s-a terminat o telenovelă, a început alta cu aceiași actori. Și așa, o dramă de-asta inutilă, leșină, e gravidă, e tatăl tău, chestii din astea, asta nu e așa. Și îmi place mai mult genul acesta. Eu, nefiind o fană telenovele niciodată, nu m-am uitat niciodată pe acasă la telenovele. Nu mă uit, dar filmul ăsta, nu știu, face cumva parte din trecutul meu și îmi place. Și mai este un film de-asta românesc, o telenovelă de-asta românească, se numea... Cred că Fetele Marinarului. La fel, dacă sunteți de vârsta mea sau mai mari sau poate și mai mici, nu știu, dacă vă amintiți, vă rog, lăsați-mi în comentarii că sunt tare, tare curioasă. Și da, am început să mă uit din nou. Asta e povestea cu treaba asta. Astăzi n-am reușit să fac pozele pentru albume, însă vreau să vă explic și care e faza. Ați văzut albumele, vi le arăt și acum că poate o parte dintre voi nu știți despre ce vorbesc. Sunt două albume, sunt primite de la o pagină. Ele arată așa, stați să vă arăt.
Da, o pagină de Instagram mi-a scris, ea se numește YoloBook. Acesta este cu pisici, am aici poze cu pisici, las să vă arăt una. Și în acesta am poze cu noi, cu familia, amintiri drăguțe. Ia să vă arăt. Uite, de exemplu, avem aici pe micuț care stă într-o pungă în care îmi țineam eu înainte oja și am păstrat poza asta pentru că mi-amintește că era foarte, foarte mică, pentru că punga era cam atâta și acum când a crescut a încercat să intre, acolo a intrat doar capul. Și mă rog, mai multe amintiri, aici la fel, sunt poze cu familia, poze cu mamă, tată, frați, cu toată lumea. Și îmi plac foarte mult, sunt niște albume care arată foarte modern, poți să-ți personalizezi coperta, în sensul că poți să alegi de acolo ce-ți dorești să fie pe copertă, după care pui ce poze vrei tu. E foarte simplă treaba, pur și simplu trebuie să descarci aplicația lor, care se numește YoloBook. Hai să vă arăt, aceasta este aplicația. Trebuie să și pună focus ca să puteți să vedeți. Asta e aplicația, da? Și ai descărcat aplicația de pe magazin Play sau cum se numesc, știți că la fiecare telefon e diferit. De fapt, la iPhone e diferit de micuț, de Samsung și de Android. Da, uite așa arată pagina lor principală și au aici mai multe opțiuni. Da? Astea sunt. Album la 59 de lei cu 48 de fotografii. Cred că acesta este... Da, cred că ăsta e. YoloBook 69 de lei între 30 și 60 de fotografii. Și YoloFrame, aici nu înțeleg exact ce chestia asta. Cred că sunt... cum le zice? Rame. 89 de lei. Dar puteți să intrați oricând și să vă uitați. Spune că, uite, 30% la două albume YoloBook, dacă folosești codul. Deci au și un cod în perioada asta, poți să iei două albume și se primește 30%. Și pur și simplu intri, îți dai aici mai multe informații, îți spune, uite, și livrarea, puteți să puneți pauză să citiți. Așa, după care dai comandă, intri aici, îți alegi coperta. Vedeți că sunt foarte multe variante și nu sunt doar astea. De exemplu, dacă intri pe Family, aici îți arată mai multe variante de copertă, da? Și tu îți alegi ce vrei. Și pe față arată așa și pe spate este un mesaj simpatic, cum e aici, uite. Life is short, bla bla bla, enjoy every moment, nu știu ce. Și uite, poți să personalizezi pentru cea mai bună mamă, te iubesc mamă. Uite, asta e foarte simpatică cu aceste două girafe tare drăguțe, mi se par simpatice rău. It's a boy, it's a girl, deci merge pentru foarte multe chestii și pur și simplu, după ce îți alegi și coperta, ei îți vor spune să-ți alegi poze și le alegi din telefon, fie de pe Facebook, Instagram, din galerie și îți alegi, le alegi, cum se numește? Le bifezi gen, mă rog, așa, după care ei îți vor da opțiunea de a le tăia. De exemplu, dacă vrei să le faci, că vă dau niște exemple de la asta cu pisici, poți să-l faci alungit, mai lat sau pătrat. Hai să găsim așa. Uite, de exemplu, poza asta simpatică cu puf, când ea este mare barosancă, este pătrată. Vedeți, am tăiat-o pătrată. După aceea avem poza aceasta cu micuț care este tăiată pe lat. Da? Și stai să găsești una în picioare. Uite asta, asta e în picioare. Înțelegeți ce zic? Deci e foarte faină. Dar oricum puteți să vă uitați acolo. După aceea le-ai ales, ai trimis și cred că plata se face la un burs, dacă nu mă înșel. Cred, parcă așa. Și atât, pur și simplu, ți-ajunge acasă și poți să-l oferi cadou. Și vă zic că sunt tare simpatice, cum spuneam și în clipul în care vi l-am arătat. Reunesc cumva ideea de album, așa cum știu de când eram mici, că acum nu prea se mai fac albume. Și cu ceva foarte modern, aceste coperte, coperți, foarte moderne, foarte drăguțe. Mie îmi plac foarte mult. Cred că vedeți cablul de la prelungitor, așa-i? L-ascunde. Da, asta era și cu albumelele. Dacă mai aveți întrebări, oricum o să încerc să... Am dat peste globuri, să fac poza respectivă și să o pun pe Instagram, să scriu acolo multe informații. Astăzi n-am reușit pentru că, sincer, nu m-am simțit extraordinar, am avut o stare destul de aiurea, acum pe seară mă simt super bine, mi-a prins bine călătoria asta prin oraș, orașul era super pustiu pe unde am fost, am luat și mâncare, am luat și ce ne-a trebuit, super tare. De prelungitoare, v-am spus, le-am pus în funcțiune, sunt super ok, aici în camera am în sfârșit 5 prize, mi-ajung pentru încărcător laptop, încărcător laptopului, baterie cameră, baterie... bateria asta, telefon, instalație, în sfârșit am pentru tot ce-mi trebuie, finally. Și pentru panoul electric, că și ăsta ocupa spațiu. Astea sunt globuletele, s-au desfăcut pe drum, sunt atât de frumoase. Îmi doream tare mult să pun și alte culori, să nu fie doar cu roșu și cu auriu, pentru că eu, așa știu bradul, trebuie să fie super mega colorat, să fie chicios. Așa fac brad de când sunt mică, îl fac super chicios cu toate culorile, fără o logică anume. Tot ce știu este că... imediat ce dai, deci pui bradul într-un colț, în față e super împodobit și în spate e aproape gol. Ce obțin noi așa făceam. Acum fiecare cum face. Dar o să încerc să-l împodobesc frumos bradul pe care nu l-am. Eu acum vorbesc în absența lui. Poate la un moment dat îl voi avea. Stai că vreau să șterg obiectivul, că mereu se murdărește. Eu nu pun mâna pe el.
dar cumva se murdărește. Nu știu exact cât afectează calitatea, dar fac griji. Și astea sunt cam pe ele 14 lei și mi se par tare simpatice. Evident că aici este plin de scripici și sincer, dacă ar fi să fac un brad așa mai fancy, mi-aș face în culorile astea două, pentru că mi se par absolut super, albastru și rozul ăsta. Super frumos, mi-aș lua 4 din astea și mi-aș umple bradul cu aceleași culori. Niște beteală argintie ca să meargă pe aceeași tonalitate de rece și multe luminițe și aia e. Apropo de luminițe, avem și luminițe, stați că vreau să le pun fără să cadă. Astea sunt luminițele, vă le arăt mai de aproape să le vedeți. Astea nu știu cât au fost, parcă mi-a zis că a lăsat bonul pe aici pe undeva. Uite, bonul de la Dedeman. Vreți să vă zic și prețuri? Ia să vedem. Instalația 120 de LED-uri, 40 de lei a fost. Scumpicică, dar sper să-și facă treaba. Prelungitorul 1 a fost 19,34 lei, cel cu 5 capete și cel cu 3 capete de 5 metri a fost mai scump, a fost mai scump, a fost 27 de lei. Am luat un adaptor ca să facem dintr-o priză 2, pentru că avem nevoie ca panoul să fie mereu în priză și să n-are cablu foarte lung. Și mai avem aici set de globuri, 14 lei. Aia e, 111 lei e total. Hai să vedem ce e și cu globurile. Am pus neapărat din astea cu baterie ca să n-avem grijă a prizei, oriunde vrem să le punem, chiar dacă, nu știu, vreau să împodobesc, habar n-am, ușile din casă, să n-am probleme. Că nu ajung la vreo priză, să nu depind de priză. Așa, cu baterie mi se pare super tare. Asta este, așa arată, ci care avea 11 metri, parcă v-am zis. Deschid chestia asta și o să pun aici bateriile. Eu am niște baterii cumpărate din Kik. Am luat un set de baterii din Kik când am fost și cred că am ieșit mult mai ieftin, am senzația. Bă, bateria în general e 1 leu și acolo le-am găsit mai ieftine. Acum să vedem cât de bune sunt. Ok. Și cred că ăsta e butonul, nu? Oh! Vai, ce drăguțe sunt! Așa o mai multe. Uite, asta îmi doream. Așa arăta instalația în copilăria mea. Așa, uite, ți arată aici. Are 8... hai să vă arăt. Adică face jocuri de lumini în funcție de câte ori apeși pe buton. Mă, oare chestia era când era mică? Nu. Era când era mică o chestie în care se aprindeau și se stingeau așa ușor. Pe ala adormeam. Mamă, cât de mișto, stai așa departe. Super. Chiar dacă n-am brad, în seara asta o pun, vă dați seama. Super fain. Sunt încântată. A fost 40 lei, a fost destul de mult, dar eu sincer prefer să plătesc mai mult pe... O să sune ciudat, pe instalație decât pe brad, pentru că bradii mi se par înfiorător de scumpi, sincer. Acum, paftă să mai bage asta la loc. Sper să nu fac vreo prostie, sincer. Da, cam asta ar fi. Să vedem unde punem și instalația asta. Aici sus o las pe aceea, dar pe asta unde s-o pun eu oare? Până vine bradul, până vine bradul. Cred că o să împodobesc televizorul. Cum ar fi? Ar fi drăguț? Pentru mâine, să vă zic ce planuri avem. Trebuie să trec pe la poștă, pentru că m-a sunat o doamnă foarte drăguță de la poștă și mi-a spus că bună ziua, mai doriți prelungirea abonamentului căsuței poștale? Și la anul zic da, da, da. Și că bine, atunci vă las un formular pe care vi-l las în căsuța poștală și vă rog să-l completați. Am zis super ok, fac chestia asta, deci am zis că trec săptămâna asta pe la poștă să văd ce cu formularul ca să nu-mi ia căsuța poștală. Da, și mi-a scris și o fată foarte drăguță, Cristina, care mi-a mai trimis ea un pachet în trecut cu niște produse foarte simpatice. Mi-a zis că o să-mi trimită un colet și că nu-mi spune nimic altceva decât un singur indiciu, și anume Nala. Ceea ce m-a bucurat maxim, pentru că eu tot dau târcoale acestui... mamă, dar ce lungă e chestia asta, deci uitați-vă un pic, what? Sincer, aș prefera să fie mai scurtă și să fie mai apropiate chestiile astea. Da, nu mă pun să le desfac acum pe tot, că nu o să am loc de el în casă, pur și simplu. Așa, mi-ați tot recomandat și voi și eu tot dădeam târcoale site-ul, nu site-ului, magazinului Insuliței, cred că se numește, Nala din mall-uri. Mă tot uitam pe acolo, am testat pe mână un scrub, am mirosit un balsam de buze, mă uitam la geluri de duș, la bombe de baie, dar mă tot gândeam, zic, băi, am produse acasă, nu sunt foarte sigură ce să-mi iau, asta era mare problemă, cred că primul lucru a fost un scrub, dacă sunt pe bază de zahăr, dar na, nefiind sigură, cumva am amânat-o și na, tot având produse, n-am simțit nevoia să-mi cumpăr și mi-a zis ea că mi-a trimis și abia aștept să văd ce e. Sper că a ajuns deja, adică sper să o găsesc mâine acolo, să găsesc mâine coletul și asta vreau să fac, vreau să merg să ridic colețelul, după care sau înainte o să mergem în Winmarkt. Erau să cadă globurile, doamne, le-am prins. Așa, cred că mai degrabă înainte, că nu știu cât de greu va fi coletul acela și n-aș vrea să mă car cu el. Vreau să merg în Kik, în Pepco, vreau să mai caut, mai trebuie o beteală, ceva, una, două chestii. V-am zis că nu-s fană, dar le înțeleg rolul. Așa, și de asemenea vreau să caut brad, poate găsim și noi brad, doamne ajută, fiindcă este horror. Da, asta este planul pentru ziua de mâine. În afară de asta,
Nu știu, am altceva de făcut. Oricum o să desfacem, cred că o să desfacem cutiuța de la Cristina. O să testăm produsele, o să ne jucăm cu ele și cred că asta va fi atracția zilei. Asta și sper că și Bradu, dacă o să-l găsim. După care voiam să vă întreb și aici în clip, că nu știu dacă v-am zis, parcă vorbeam, am vorbit cu vreo două dintre voi pe Instagram, care erați supărate că n-ați prins Oh My God box-ul de luna aceasta de pe Makeup Shop și mi-ați spus că m-ați întrebat dacă o să desfac pe cameră pe Instagram și normal că voi face chestia asta, abia aștept să ajungă. Astăzi am primit mesaj de la Makeup Shop cum că s-a expediat colectul, ceea ce înseamnă că din Iași până în Galați, eu cred că mâine e aici, dar nu zic, să nu zicem asta, eu cred că va fi poimine, maxim. Așa că vineri, probabil, aș vrea să dedic o zi acestei cutii. Să dedic, nu neapărat o zi, să dedic clipul, dar nu e neapărat, adică o să introduc și alte lucruri pe care le fac. Gen, nu facem unboxing la cutie, o primă impresie a produselor. Ce ziceți? Zice, se pare interesant, eu sunt chiar încântată de ideea asta. Mă bucur mult că mi-am comandat-o, că am prins-o pe stoc. Îmi pare rău pentru fetele care n-ați prins-o pe stoc, dar data viitoare, na, e fiecare și poate așa a fost să fie. Gândiți-vă la chestia asta, așa a fost să fie. Poate o parte din produsele aia nu vi s-ar potrivit sau, în fine, tot rău spre bine întotdeauna. Țineți minte chestia asta. Deci da, spuneți în ce părere aveți despre treaba asta cu Oh My God box-ul. Da, mai departe nu știu ce se întâmplă zilele viitoare, dar deocamdată avem planuri pe mâine și pe poimine. Eu acum o să continui să mă uit la Narcisa Sălbatică, cred că o să mă apuc în seara asta să-mi podobesc acel mini brăduț de care v-am spus, eu știți că v-am arătat de fapt când, ieri, alaltăieri, am adus de la bunica mea de unde am locuit un brăduț așa micuț de la Pepco pe care v-am zis că vreau să-l aranjez acum arătând într-un fel foarte interesant cu niște beteală și globuri care n-au niciun sens. Aș vrea să-l împodobesc să-l ofer unei rude, așa am podobit frumos să-l pună la expoziție, știm și cui, trebuie doar să mă ocup de el și cred că asta o să fac în seara asta, cât mă uit la Narcisa Sălbatică, stau frumușel aici, împodobesc brăduțul, după care pun undeva instalația și cam asta este pe ziua de astăzi, fac și eu un duș, azi mă vedeți că n-am fost deloc aranjată, mi-am trândit efectiv un hoodie pe mine, geaca și am luat-o la goană, nici cu cremă nu m-am mai dat și am fața destul de uscată, nici părul nu mi-a stat extraordinar. Acum arată bine, dar plecasem cu el ceva de genul ăsta, că mi-am dat fesul jos și așa arătam și așa. Așa am mers cu autobuzul și când am ajuns în Dedeman, m-am dat de oglindă, mi-am dat un pic cu mâna prin păr și mi-am dat seama că totuși n-aș vrea să sperii pe nimeni, dar oricum azi părul meu și nici mine nu prea am avut chef de nimic, nici să mă aranjez, nici nimic, dar a fost o zi relaxată care s-a terminat foarte frumos. Pisicile mele sunt foarte, foarte cuminți, vedeți că nu le-am auzit, n-au sărit, n-au făcut nimic, dar urmează la 3 dimineața să o iară, așa că nu-mi fac griji, mi-e super sete, am vorbit o tonă, unde e apa? Cred că vă puteți da seama că sunt o persoană relativ dezordonată și aiurită așa din vlogurile astea, pentru că cred că în fiecare vlog am un moment în care sunt gen, unde-i telefonul? Unde-i, nu știu, apa? Unde-i, ce-am mai căutat? Știu că am mai dat două vloguri minim în care eram gen, unde-i aia, unde-i aia? Pentru că așa sunt eu ca persoană, vorbesc la telefon, nu-mi găsesc telefonul și mă panichez. Sunt foarte deșteaptă, gen, am pățit odată, vorbeam cu colega mea de bancă, mergeam spre liceu, vorbeam pe drum ca să nu ne plictisim și eram gen, oh my god, pipăiam telefonul, tic pe care l-am și acum de altfel, pipăiam buzunarul ca să văd dacă e telefonul acolo. Vai, și nu mi-am simțit telefonul și eram gen, oh my god, nu găsesc telefonul, te sun eu. Și am închis amândouă și eu m-am, pur și simplu, căutam telefonul cu enoare în jur prin buzunare, m-am uitat la telefon și m-a bufnit un râs și ne-am sunat în același timp și eram gen... Dumnezeule, da, așa sunt eu ca persoană, foarte aiurită și zăpăcită așa și scap chestii, v-am zis că mi-am scăpat telefonul în toaletă, adică vă imaginați, Dumnezeule, da, cam atât voiam să vă zic pe seara asta, hai că mă apuc să fac ceva, spus, cred că mă, oh, să văd dacă s-a uscat salopeta, să mi-o pun pe mine, dacă nu rămân așa până fac duș și mă apuc de împodobit brăduțul ăla tare simpatic și cred că vă arăt și vă tot procesul, după care punem pe undeva instalația și ne bucurăm de seara liniștită, editez și eu în sfârșit pe laptopul meu. S-a întors, el este, poate v-a fost dor de el, editez pe el, e mic, așa, simpatic, o să încerc să nu mai mănânc pe el, ca să nu mai umplu de firminturi. Da, voi edita pe el, mă voi uita la Narcisa Sălbatică, o să editez poze, chestii, mi-a instalat prietenul meu astăzi Photoshop-ul, adică l-am luat și vreau să mă apuc să lucrez în el, nu neapărat, de fapt, nu vreau să mă photoshopez, mi se pare că la noi în România, sau poate e o chestie generală, ideea asta de a te photoshopa, au, mi-am prins degetele, e o chestie așa rea, negativă, în sensul că dacă ești o photoshopată, adică tu în realitate ești o urâțenie a pământului și pe Facebook, să zicem, ești super model. Nu asta e ideea, ce puțin, nu știu, eu n-am gândit niciodată așa, deși știu că e expresie photoshopată, o înjignire cum ar fi, însă eu văd altfel photoshop-ul, îi văd un rol mult mai mare, de exemplu, dacă îmi stă bretonul ciudat, o șuviță, așa pot să o corectez, sau dacă fac o poză și mi s-a întins rușul, că mi s-a întâmplat să fac o poză care mi se pare reușită. Însă poate un detaliu la machiaj nu era ok, poate
Odată mi s-a întâmplat să am tuș pe nas și să nu-mi spună nimeni și la fel mi se pare că mi-a stricat poza și n-aveam unde să corectez chestiile astea și am înțeles că în Photoshop se poate. Așa că o să umblu să vedem ce poate să facă, sincer, pentru că nu mă pricep, dar vreau să exersez mai mult și pe partea asta de poze, de editat poze, că doar le editez doar acum coloristic, din punct de vedere coloristic și cam atât, în rest nu fac nimic cu pozele mele. Da, cam asta ar fi. Bun, mă apuc de împodobit brăduțul, mă uit la narcisa sălbatică în continuare și noi cred că cam atât pe seara asta. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest vlog și ne revedem desigur mâine. Sper că cu un colet care sper că a ajuns, un colet foarte drăguț, plin de produse naturale, frumos mirositoare. Pa, pa! Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Woo-hoo. Making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to